Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod, un gameplay, Euro Truck Simulator 2. Astăzi aș vrea să testăm două moduri. Primul mod este un MAN TGX Euro 6 XL. Este un mod făcut de modderul Mudster. Pe canal la mine mai aveți un mod făcut de el, este vorba de Roman Dieselul, ăla vechi, ăla românesc. Omul lucrează foarte bine, foarte frumos. Puteți să vedeți videoclipul, puteți să descărcați, și manul. Este foarte, foarte bine făcut și în afară de asta am mai găsit un mod, un Scania pe internet, un Scania din ala vechi pe care o să-l bag împreună cu voi în folderul de moduri și de acolo îl customizăm împreună și așa mai departe. Manul ăsta, o să vă las linkul în descriere, se găsește la reprezentanță la MAN. Eu l-am luat deja, n-o să-l mai cumpăr încă o dată, sunt chiar într-o cursă, cred că mă duc undeva prin Scandinavia, nu știu exact, vedem. Așa. Acesta este MAN-ul Euro 6. Ca și opțiuni de customizare sunt o grămadă. La cabine sunt doar 3 variante, dar ăsta este doar începutul. Șasiuri de toate neamurile, de toate ce vreți voi, sunt pur și simplu o grămadă. Da? Vă alegeți varianta pe care o vreți de aici, rigid, heavy, rigid, low, puteți să vă faceți orice configurație doriți voi. Ca și motorizări, cel mai mare este de 640 de cai putere. Cutii de viteze, tot la fel, de toate neamurile și de toate vitezele. Ca interioare, avem interior standard, interior standard pentru UK, standard facelift, standard facelift UK, performance line UK, performance lion, da? Și performance lion UK. Bun, ca și paint job-uri avem o gamă foarte foarte largă. Da, puteți să vi-l customizați și voi. Nu avem, în schimb, DLC-urile pe care le putem cumpăra. DLC-urile paint job. Bun. Și am ajuns la elemente de customizare. Lower grill guard. A, uitați aici, de toate neamurile și de toate culorile și de toate opțiunile pe care vi le puteți dori voi. Da? Puteți să vă puneți aici tot felul de beculețe, tot felul de accesorii, să vi-l faceți, cum vreți voi. Da? Bun. Scutul de protecție al camionului poate să fie de plastic, poate să fie vopsit sau poate să fie stock care cred că e un fel de aluminiu sau ceva. Putem să punem plăcuța asta cu țara de origine, puteți să vă customizați numărul. De asemenea, bulbarul, tot la fel, cu luminițe, cu ăsta nu prea merge, că văd că e în spatele grilei. Eu nu mi-am pus tot felul de becuri. Da? Front bumper-ul, puteți să-l customizați la fel. Paint, facelift, paint complete și așa mai departe. Cum vreți voi. Protecția pentru farurile de ceață. Nu știu dacă se vede. Da? Așa. Faruri.
iar alte faruri, stock, LED, black, stock yellow, tint LED, yellow tint și așa mai departe. Bun. Bumperul poate să fie de plastic sau poate să fie paint. Aici puteți să vă puneți plăcuța cu tirc sau closed plate, ADR-uri, ce vreți voi. Așa. Front grill, stock facelift, paint facelift, paint complete, da? Și tot la fel cu o serie întreagă de beculețe și de accesorii. Foarte mișto realizat modul. Așa. Aici putem să-i mai adăugăm o notă personală. Mânerele astea poate să fie și ele de crom, paint sau plastic. Aici ne pune o emblemă. Scările au rămas aceleași. Mânerul de la portieră. Un alt badge. Side door, la gemulețul ăsta aici avem sticlă tinted cu folie, paint, chrome sau paint plus side, în care ne întinde desenul și pe gemulețul ăsta. Oglinzile poate să fie de plastic, poate să fie vopsite, poate să fie argintii, poate să fie chrome, poate să fie full paint. Da, aici avem wind deflectorul. Uite, eu cred că am uitat să-l pun pe ăsta, la al meu. Și tot la fel, vă alegeți voi dintr-o gamă cât se poate de largă. Bun. Ce mai avem? Cauciucurile sunt cele obișnuite. Dacă aveți DLC-ul de la Michelin, cu atât mai bine. Side skirts. Fustele și ele sunt tot la fel, o gamă cât se poate de variată, ca și tobe de eșapament și luminițe. Cred că a permis un upgrade sau n-am fost eu atent când l-am customizat pe al meu, eu n-am avut opțiunea să-mi pun aici, sau n-am văzut eu opțiunea să-mi pun beculețe și pe fuste. Mișto. Da, aici putem să-i nu putem să-i facem nimic. Astea le punem paint, aici putem să modificăm stopurile. Apărătorile de noroi. Ok, încep să mă oftic pentru asta, că eu la camionul meu n-am apucat să o pun, dar îl băgăm în servis și îl băgăm și le punem acolo. Aici avem mai multe variante de spoilere. Bineînțeles, putem să-i punem beculețe și aici. Nu știu ce e ăla, nu mă întrebați, habar n-am. Nu cred că e cazul de scară, dar înțelegeți voi ideea. Așa. Bun. Sun visor-ul ăsta este de la interior, sunt draperii din alea care se trag. Sun visor-ul, tot la fel, sunt foarte multe variante, puteți să vi-l customizați chiar și voi. Light bar-ul vine într-o gamă deosebit de mare de posibilități. Tot la fel cu opțiuni de beculețe, de
sirene, de girofare, de ce vreți voi. Așa, ăsta dacă vreți să-l puneți, eu nu l-am pus. Lumină de interior în cabină. Da? Sloturi suplimentare în care puteți să vă puneți claxoane, puteți să vă puneți girofare și așa mai departe. Bun. În interior puteți să vă descărcați modul ăsta de pe Steam Workshop, mi se pare că l-am luat, și vă customizați volanul cum vrea sufletul vostru. Aici puteți să vă puneți GPS-ul. Dacă nu vă place cu GPS, aici îl scoateți și vi-l puneți frumos clasic în bord. Sloturi pentru sticle de cola și alte alea. Ochii de pisică sunt roșii. Radio. Asta e sun visor-ul de afară. Tot la fel, vă puneți ce vreți voi pe aici. Bun. Măsuțe, tot felul de accesorii. Cruci. Eu personal n-am pus cruci, n-a murit nimeni. Bun. Așa. Aici, tot la fel, puteți să vă puneți pe jos reviste una alta, puteți să vă puneți frigider cu măsuță, puteți să vă puneți păturică, asta ca un detaliu, asta e aceeași păturică care era și în romanul făcut de Master. Puteți să vă puneți draperii, draperiile poate să fie strânse, de asemenea draperii puteți să puneți și aici. Puteți să vă puneți acțipilduri din astea în geam, de tot neamul. Da? Și cam astea ar fi, nu cred că am uitat ceva, dacă am uitat ceva, vă mai uitați și voi, vedeți ce se mai poate face. Iar ăsta este manul meu. Până acum, din câte am văzut eu, nu mănâncă FPS-uri, este ok din punctul ăsta de vedere. Vedeți, n-am pus luminițe, am preferat să pun tobele astea. Ori n-am fost atent, ori a primit un update, nu știu, habar n-am. Bun. În interior avem animație pentru schimbătorul de viteze, pentru pedale nu știu, nu cred că avem, eu nu am încă volan cu pedale. Da, mă rog, astea fiind zise, hai să mergem. Deci mai avem 700 de kilometri și mergem, în Scandinavia și bineînțeles că avem camion nou, deci trebuie să transportăm bălegar. Acolo este o cameră de la vedere din exterior, dar văd că a rămas fixată pe ce aveam în garaj, aia e imagine din garaj. Așa, lumina de interior se aprinde prin, trebuie să văd să schimb tastele, se aprinde prin apăsarea tastei O, care corespunde și cu, la mine, cu girofarele și asta nu e bine. O să-i dăm drumul când se lasă noaptea, să vedem cum arată. Ăsta e claxonul.
îmi place, e făcut foarte, foarte frumos. Ochii de pisică de care vă spuneam. Cred că așa se numesc, nu știu exact. Chestiile alea care sunt puse pe plafon și aruncă din două LED-uri, trei LED-uri, o lumină difuză pe schimbător, pe ce mai aveți voi pe bord, ca să vedeți, să vedeți butoanele, să nu fie chiar beznă totală. Ce să zic, manul este frumos, este frumos făcut. Eu unul nu prea sunt fan camioane man, nu mi-a plăcut niciodată de când joc eu jocul ăsta, dar ăsta este chiar drăguț. Nu am ce să reproșez. Bine, nu mă dau în vânt după el, dar e reușit față de manul standard, e altceva. Așa, ce mai e de... Ce faci, mă, băiatule, mă? Așa, apropo de ăștia de aici, ce ar mai fi de adăugat? S-a lansat în sfârșit oficial, adică a ieșit din beta, varianta de joc 1.3.3.1. Am mai spus, aceasta vine cu mai multe lucruri noi, printre care, după cum ați văzut adineaori, tot felul de incidente în trafic, la fel ca în American Truck Simulator. Vine cu pachetul de customizare Mighty Griffin pentru Scania 9. Ce mai are, doamne, că nici nu mai știu. Vine cu niște randări, zic ei, un pic mai bune în oglinzi. Când zic randări mai bune în oglinzi, vă rog să nu vă așteptați la... Nă! Ce faci, prietene, nu vezi? Să nu vă așteptați la umbre sau altceva. Nu, se vede o idee mai bine și atât. Mai avem până la calitatea pe care ne-o dorim cu toți. Așa, ce mai are nou? Nici nu mai știu ce mai are nou. În clipa în care vă parcați sau vă teleportați sau whatever, vă luați un camion nou sau chiar și vechiul camion, un camion nu contează, el o să fie pus unde aveți nevoie cu frâna de mână trasă. Așa, nu mai știu ce au mai zis că au mai făcut. Cam astea au fost. Dar parcă au scos și niște paint job-uri noi de heavy cargo pack, super cargo ăla. Dar nu știu dacă au venit acum cu update-ul ăsta, chiar nu mai știu. Puteți să mă corectați voi dacă vreți. Oricum, e mișto. Au un plan să lanseze și DLC-ul cu de hartă cu zona Mării Baltice, pe care l-aștept cu înfrigurare, mult spus înfrigurare, dar nu găsesc alt cuvânt acum. După cum v-am promis, dacă se fac 100 de abonați până se lansează, o să fac o extragere și o să dau DLC-ul respectiv. Adică îl dau, e moca, luați-l, să fiți sănătoși, să fiți iubiți. Dacă nu se fac 100 de abonați, tot o să dau DLC-ul și o să-l dau la libera mea alegere, la care îmi place mie mai mult din cei care s-au abonat până în clipa respectivă.
Dacă nu sunt atent la drum, așa pățesc. Eu am mai multe moduri în ceea ce privesc luminițele și becurile. Unele sunt de la un mod de la RTA, altele de la alte moduri luate de pe internet. N-am stat să scot modurile pe care le mai am ca să vă arăt ce anume stric, cu ce anume vine manul, dar manul lui Madstar. Dar puteți să verificați voi. Mi se pare că manul ăsta se găsește și pe Steam Workshop, se găsește mai pe mai toate site-urile de moduri, deci nu o să vă fie greu să-l găsiți. Este optimizat să meargă foarte bine pe noua versiune, ceea ce e super. Hai, prietene, mă lași și pe mine să mă bag acolo. Nu vrei? Ia. Yeah. Hai, stai acolo. Tu cu daful tău. Uite, alt incident în trafic. Sunt totuși în 80. Pardon. Așa se întâmplă când ai mâna mare. Băgăm aici pe banda noastră. E 75 de FPS-uri. 76. Nu e chiar atât de mâncător de FPS-uri. Să ne punem, nu ne punem dincolo. A, ce mă supără camera aia.
sunt curios cum o să mi se pară următorul mod pe care o să-l testăm, Scania de care vă vorbeam la începutul videoclipului. Pentru că Mazda văd că a făcut un mod destul de reușit. Și mie că o să fiu dezamăgit de scăniuța următoare. Da, o vedea. Oricum, nota 10, mă, băiatule, e al doilea mod pe care îl folosesc de la tine și rămân gură cască, adică dacă Roman Diesel a ieșit superb, cred, îndrăznesc să zic că ăsta ți-a ieșit și mai bine de atât. Adică e super, interior, exterior, accesorii, marfă, zgomotul motorului e super. Claxonul, cred, nu mai știu, parcă seamănă cu ăla de la Roman Diesel. Azi dimineața când mergeam la muncă, am prins în trafic o coloană de vehicule militare. Foarte mișto vehiculele militare, inițial le-am văzut de la distanță, verdul ăla superb, militar, cauciucurile alea mari, gardă la sol înaltă, vopseaua era spre mată sau dacă nu era chiar mată, geamurile ușor fumurii. Super, am rămas gură cască, adică wow, cât de bine arată. Și după care când m-am apropiat de ele, am văzut că pe ele, pe botul lor, scria Roman. Deci e ce, nu, no comment. Fac încă se mai fac camioane la Roman Diesel. Și vă dau cuvântul meu de onoare că arată pur și simplu genial. Că nu știu cât de bun ar fi, nu știu câtă putere au, dar ca aspect am rămas cât se poate de impresionat. Adică, damn, vorba americanilor. Damn, dude, really? Și nu erau Humvee-uri sau alte chestii pe care le luăm pe foarte mulți bani de la alte nații. Erau camionașe făcute de noi. Sper că sunt făcute de noi, sper că nu le fac alții la noi în țară cu numele de Roman și după care ni le vând nouă. Ar fi urât, nu? Îmi pare rău că n-am făcut o poză să o pun aici, uite că nu mi-a dat prin cap. So, Master, dacă te uiți la videoclipul ăsta, dacă auzi, dacă îți transmite cineva, ia de caută și fă te rog eu mult de tot un mod după camioanele alea. Arată demențial de bine. Și fizica e mișto.
Nea Milițică, ce faceți? Hai că ne apropiem de Rostock. Rostock, de unde o să luăm... Hai, prietene, mă lași? Mersi. O să luăm feribotul către Scandinavia și o să vedem acolo cum stăm cu scăderile de FPS-uri, că și acolo e o zonă de FPS drops. Am uitat să pun și protecția de vânt aici la geam sus, dar n-are nimic. Sunt foarte multe modalități de customizare a camionului. Ați văzut și voi acolo la accessories cât de multe sunt. Da, la versiunea asta de 1.31 mai avem în plus și mașini noi în trafic, cum a fost Macaraua, pe lângă care am trecut adinea. Și cred că mai sunt și alte mașini. Să trecem aici, ce semnal, ce e. Asigurare nouă ne trebuie. Noi ne uitam la camion. He, semnal, ce e. Dacă nu mă înșel, trebuie să mergem aici la Trelleborg, da? Hai să ne asigurăm. Aba, nu? Mergem aici, aproape. Și dacă merg eu la Trelleborg, ce? Dacă merg eu la Trelleborg, oare o să-mi dea, o să pierd cursa, că am întârziat? S-ar putea. Hai să-i dăm normal.
Că aia durează 5 ore, da, sigur o să pierd timp prețios. Pam pam. Aș, scuze. Telefonul mobil. Battle vine. Noi hai să vedem care e treaba cu lumina aia de interior. Deci se vede foarte, foarte mișto. Uite că nu m-am uitat dacă noi avem prioritate, dar probabil că noi avem prioritate. Stai acolo că te sparg. Da. Deci ăsta este bordul. Which is awesome. Monster, dude, you did it again. Preferatele mele. Vine ceva? Vine, da, avem timp. Deci nu e adevărat. Ia uitați-vă și voi cum se vede. Nu e adevărat. Opreamă. E ceva cu camera asta, mă dăm mult prea aproape de camion. Când mă dă prea departe. Sau poate că sunt eu mult prea entuziasmat.
Hai să-l vedem la viteză cum faci. Îi dăm 100 doar. Motorul se aude super. Ăștia nu semnalizează aici? Nu se semnalizează aici? Hai gogoaș, trece tinerețea. Patru de FPS-uri, cu 72, cu 50, cu 65. Cred că astea sunt următoarele. Nu, n-au cum să fie următoarele numere la loto, că alea sunt 6 din 49, nu? Imaginează-ți că am dat semnal. A, da, am uitat, pe pod aici nu vrea. Camera cinematografică. Gotta go, my friend, gotta go. Stai acolo. Noi trebuie să o luăm pe aici.
Da, știu că trebuia să semnalizez. Mi s-a terminat lichidul de la bățul de semnalizare. Hai că l-am încadrat și eu de m-am spart. Ia uite, am stricat rahatul. Bă, pardon, fertilizatorul. Celui fi bușit. Oameni buni, asta a fost cursa. N-am uitat de promisiunea pentru scăniuță. O să fie următorul videoclip. De ce? Pentru că trebuie să plec urgent. Astăzi o să apară și videoclipul cu scăniuța. Vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați uitat. Vă doresc o zi cât se poate de bună și până data viitoare, la revedere!